Scorul moțiunii au fost 38 de voturi exprimate, din care 26 au fost pentru, iar 12 împotrivă. E un rezultat bun. Le mulțumesc delegaților care ne-au acordat votul. Votul este secret, fiecare și le exprimă cum dorește. Eu niciodată, de când am intrat în politică, n-am ajutat la două capete. Opțiunea mea e clară, dar noi, în interiorul partidului, nu punem presiune pentru că suntem Partidul Național Liberal. Este liber, dar opțiunea mea în continuare este aceeași. Eu nu mă schimb, cuvântul meu îl țin până la sfârșit. Așa cum v-am învățat de când am intrat în politică. Ceea ce am spus, aia am făcut. Cele care le-am colegii mei, ei au spus că opțiunea dumneavoastră este... Da, dar dacă stați cu voi, vedeți doar partea goală a paharului. Dacă vreți, vedeți și partea plină a paharului. Acum două săptămâni a fost votată moțiunea domnului președintelui Dugorban cu 52 pentru și 2 împotrivă. Care sunt șansele după ieșirea aceasta publică de susținere a lui Ludovic Orban, în cazul în care Florin Câțu va rămâne premier și va câștiga Congresul, să se răzbune pe Brăila? Zero. Puteți să garantați dumneavoastră? Garantați cu mandatul dumneavoastră? Nu. Zero. În primul rând, ca să poți să ajungi atunci plus valoarea județului Brăila, trebuie să pui mâna să muncești. Să ziceți că îți bați, să mergi cu primarități, să ajungi să se dezvolte comunitatea. Știți destul de bine ce a fost înaintea mea și ce este astăzi. Eu nu sunt un om care fuge de muncă sau de responsabilități. Mă puteți acuza de orice de asta. Dar nu pe dumneavoastră vă acuz. Noi ne vom întreba pentru câștigi s-a întâmplat la care ați la rectificările bugetare. Cât a primit Brăila. Nu, de când sunt eu președinte, nu am așa atunci, nu am la nicio discuție sau nu am niciun